Bună dimineața, dragii mei prieteni! Bine ați revenit din nou pe canalul meu de YouTube, Vavi Pigeon Loft. În această dimineață am venit să dau drumul la femelele de zbor ale crescătoriei noastre și mă aflu în compartimentul care a iscat atâtea comentarii. Haideți să îl prezint puțin mai în amănunt și în același timp să pun pe imagini exact cum este făcut compartimentul. Poate nu s-a observat din prima și tocmai de aceea am vrut să fac acest videoclip. După cum vedeți, femelele de zbor ale crescătoriei noastre sunt toate în fagure, fiecare la locul ei. Au stat liniștite. Și tocmai de aceea am venit acum, dici de dimineață, să le dau drumul. După cum vedeți, în compartiment nu mai există niciun loc unde femelele ar putea să se așeze. Deci singurele locuri disponibile pentru ele sunt acelea în fagure. Doar acolo trebuie să se ducă și orice alt loc unde ele se puteau așeza, nu mai există în compartiment la ora actuală. Ele știu că trebuie să ducă doar acolo și atât. Haideți să vă arăt aici jos unde vine grătarul. Deci, după cum vedeți, ușile se închid exact până în grătar. Da? Găinațul arată foarte, foarte bine. Cred că se poate observa pe aceste imagini cum arată găinațul. Vedeți și puful în găinaț și femelele noastre de asemenea arată într-un mod deosebit. Sunt foarte cu minții relaxate și lucrul acesta mă bucură extraordinar de mult. Arată că a dat roade tot ce am făcut porumbeilor pentru a avea o sănătate foarte, foarte bună. Ce pot să vă mai spun despre acest compartiment? Îmi pare foarte bine că în comentarii mi-ați dat multe sfaturi. Mare parte din voi ați avut câte o părere, multe pertinente, dar tocmai de aceea am vrut să filmez un pic mai în amănunt de această dată, ca să nu mai existe controverse și să vedem lucrurile exact cum se desfășoară la noi în compartiment. Deci vedeți aici unde se închid ușile crescătoriei, ușile din fața fagurelui, da? Femelele sunt foarte, foarte bine. Trebuie să luați în calcul faptul că aceste femele nu au fost învățate niciodată, nici măcar atunci ca pui, nu au fost învățate pe fagure, totul este nou pentru ele. Nivelul de stres pe care l-au avut porumbei în această perioadă a fost unul mare, deoarece știți foarte bine, v-am explicat, s-a construit, s-a tăiat cu flexul, s-a decupat, s-a bătut cu ciocanul, cu bormașini, deci a fost un nivel de stres mare și porumbeii l-au simțit, zic eu. De acum încolo vor avea parte de liniște și nu vor mai fi asemenea probleme. Se vor obișnui și ele cu fagurele și cred că lucrurile vor evolua din ce în ce mai bine. Haide să... Gata fetele lui tata, gata tati. Frumoasele, frumoasele lui tata. Bravo frumoasele lui tata, ce cumini sunteți voi măi tati mă. Bravo tati, bravo fetele lui tata. Bravo frumoasele lui tata, bravo tată.
Așa drăguțele, așa frumoasele, lui tata. Ușa se deschide și porumbițele vor coborâ în voie jos. Ce vă spuneam despre astupatul oricărui loc unde se pot așeza. Cred că s-a văzut foarte bine până acum pe imagini ceea ce am avut de zis. Fetele, frumoasele, ce faceți, tati? Ce faceți? Bună dimineața! Bună dimineața, fetele! Foarte cuminți, au început să se obișnuiască și cred că acest lucru nu poate decât să le facă și lor bine și nouă bine. Nu mă simțeam foarte confortabil văzându-le agitate, văzându-le că nu știu ce trebuie să facă și unde să se ducă. Când le-am băgat prima oară aici în compartiment, după ce a fost gata, credeți-mă că se uitau toate extraordinar de ciudat și nu știau ce se întâmplă. Acum să vorbim puțin despre fagure. Fagurele, așa am primit dimensiunile din Olanda, de unde m-am inspirat și de unde am vorbit. Băiatul care l-a făcut, un băiat deosebit și un meseriaș desăvârșit, a urmat exact instrucțiunile pe care noi le-am dat și poate acum mi se pare și mie că panta la placajul unde trebuie să pice fecalele este puțin cam mare, dar v-am spus, vor urma modificări masive în crescătorie la vară, la toamnă, la sfârșitul sezonului și atunci vom vedea cum putem remedia și problema cu acest fagure. Deși, vedeți, au început să se așeze bine, eu sunt convins că se vor așeza toate și vom scăpa de aceste probleme. Deci, dimensiunile fagurelui, v-am spus, sunt exact cele pe care noi le-am comandat. Poate puțin panta aceea cam abruptă, dar odată cu învățarea pe fagure și odată cu ocuparea unui loc de fiecare porumbiță, cred că se va remedia și această problemă. Dacă nu este problemă, vom muta fagurele, vom face altul, vom face în așa fel ca lucrurile să funcționeze foarte bine, să fie funcționale și să nu mai întâmpinăm astfel de probleme. Cred că am explicat destul de bine, am arătat compartimentul destul de în amănunt și aștept în continuare să văd ceea ce o să-mi ziceți voi, dar eu cred că pentru noi, pentru crescătoria noastră, este un pas înainte construcția acestui compartiment. În viziunea pe care o avem acum și în stilul de lucru pe care vrem să îl abordăm, de asemenea, cred că nu poate decât să ne ajute construcția acestui compartiment și, v-am spus, sunt încrezător și sper că lucrurile vor decurge de la bine spre foarte bine. Fetele, eu sunt după tură de noapte. Gata, vă las. Vă las liniștite, o să ne vedem puțin mai târziu. Până atunci, ce pot spune? Salut pe toată lumea. Vă urez o duminică plăcută în continuare și îmi doresc să aveți parte numai de bine și numai de reușite atât în viața columbofilă cât și în viața personală.
toate cele bune, să ne reauzim cu bine la următorul videoclip. Vă salut, dragii mei, la revedere, zi frumoasă! În continuare, dragii mei prieteni, facem o nouă preîmperechere la compartimentul de matcă. Timpul trece cu repeziciune și mai e puțin, în jurul datei de 15, vom pune matca crescătoriei noastre la pereche. Masculii de matca ai crescătoriei, după cum vedeți pe aceste imagini, i-am pus pe boxe și acum urmează doar să le dau femelele. O să vă filmez puțin și din toată această poveste, să vedeți și voi cum se comportă. V-am spus și cred că este important să vă repet, preîmperecherile sunt foarte importante, deoarece ne ajută pe viitor să scăpăm de anumite probleme care se pot ivi cu legat de împerecheatul porumbeilor, și anume compatibilitate, spar de ouă, întârzieri și toate aceste lucruri pot fi evitate. Pot fi evitate, dragii mei, prin muncă, prin aceste preîmperecheri, și haideți să introducem femelele în boxe, să-i vedem cum se comportă. Aici trebuie să întoarcem cuibul, îi aducem și fata, îl stimulăm și cu cuibul, dragii mei. Și într-o săptămână vor fi puși la pereche, undeva în jurul datei de 15, v-am spus. Haideți să introducem o primă femelă aici la mascul, la boxa ei. Haide. Gata. O să vedem. Băi, ce faci mai aici, cu războiul deja. Să vedem compartimentul. Îi lăsăm să liniștească un pic. O să introducem pe rând toate femelele în boxele unde trebuie, așa cum le-am gândit noi. Drogbaule, nu fi rău, mă. Ia uitați comportament aici. Ia să vă văd, mă, frumos. Hai, vă-ți meseria de șmecher. Așa. Faceți dansul frumos aici, împreună. Foarte bine, foarte bine decur lucrurile. Haideți să termin cu toate femelele de pus în boxe. Gata, dragii mei prieteni. Gata, sunt puși toți porumbeii împreună, toate perechile sunt puse împreună. Această nouă preîmperechere, cu acum puțin timp înainte de împerecherea propriu-zisă, în jurul datei de 15, vom pune porumbeii de matcă ai crescătoriei noastre la pereche. Haideți să vedem ce activități avem pe aici. Acum putem să verificăm, acum putem să studiem și să vedem perechile unde ne creează probleme. Avem în acest moment 18 perechi la compartimentul de matcă, dar o parte din ele vor fi doici, sau mai bine zis, nu vom scoate chiar așa de mulți pui. Avem câteva perechi din care vrem să scoatem mai mulți pui și atunci vom muta ouă la anumite cupluri. Acest lucru rămâne de văzut. Mă repet, suntem nevoiți să aducem material genetic superior și vom aduce în crescătorie, vom face acest lucru, dar până atunci trebuie să lucrăm cu ce avem în acest sezon și încet, încet o să progresăm, o să avansăm, dragii mei, pentru că v-am spus, vrem să facem o figură frumoasă și
și nu putem face acest lucru decât cu ajutorul unor porumbei de valoare, cu ajutorul unor păsări superioare. Se pare că nu o să avem probleme la compartimentul de matcă al crescătoriei noastre, nu o să avem probleme legate de împerechere. O să observ cu atenție cum se comportă porumbeii noștri și la această preîmperechere. După cum vedeți, de arătat arată impecabil. Credeți-mă, este o perioadă în care nu mulți porumbei arată în acest fel. Cred că am făcut cele mai bune alegeri pentru ei. Uitați-vă și dumneavoastră cum sunt porumbeii, impecabili. Din punctul meu de vedere sunt impecabili. Este o bucurie să îi privești, cel puțin pentru mine. Ia uitați, numai piese 1 și 1, o frumusețe aparte și în același timp se vede că sunt foarte, foarte sănătoși, lucru care o să ajute cu siguranță la împerecherea ce urmează în scurt timp. Ce pot să vă mai spun, dragii mei, v-am ținut la curent cu acest lucru tocmai pentru a vedea cum lucrăm în crescătorie. Sunteți o parte din voi care vă interesează cu date exacte când punem la pereche și tocmai de aceea fac și aceste videoclipuri, pentru a vă ține la curent și pentru a putea să vă planificați și voi anumiți pași pe care doriți să îi parcurgeți alături de mine, alături de canalul meu de YouTube. Porumbeii de matcă ai crescătoriei noastre astăzi au primit toliamin. Vrem să îi fortificăm puțin în vederea împerecherii care se apropie. De asemenea, au o mâncare mai bogată, mai calitativă din punct de vedere al proteinelor și sperăm ca împerecherea să decurgă forță la parametrii maxim și așteptăm produsii de care avem atâta nevoie, așteptăm produsii care să facă diferența, dragii mei, să putem aborda maratoanele așa cum ne dorim, alături de porumbeii noi care vor veni în crescătorie. Va rămâne un nucleu de porumbei de care noi suntem foarte mulțumiți până acum și mai departe vom vedea, dragii mei. Deci părerea mea că sunt impecabil. Credeți-mă, am avut aproape 2 săptămâni de ceață și de frig, timp în care porumbeii noștri au arătat în permanență impecabil. Cred că i-ați văzut pe videoclipuri, deși au avut parte de construit aici în crescătorie, de gălăgie. Eu zic că am putut să gestionăm bine situația și acest lucru se reflectă prin felul în care arată porumbeii noștri la acest moment. Foarte încântat, foarte mulțumit și vă doresc ca și voi să aveți parte de porumbei așa de sănătoși. Dragii mei, vă las cu bine. Nu uitați, mobilizați-vă. Nu uitați, aveți grijă de porumbei și acordați-le timpul necesar, mai ales în această perioadă premergătoare împerecherii. Trebuie să fim puțin atenți, trebuie să le acordăm timp. După ce se vor lua bine la pereche, după ce
vor lua, lucrurile se vor liniști și pentru noi puțin. Dragii mei prieteni, ați urmărit acest videoclip pe canalul meu de YouTube, Vavi Pigeon Loft. Vă salut cu mult drag, toate cele bune, să auzim numai de bine. La revedere, dragii mei!